profile care mă invită, da, prietenii pe Facebook, care nu le cunosc sau care îmi par dubioase, nu le accept. Dar, din păcate, văd la semenii mei, la colegii mei, la prietenii mei, la familia mea, văd troli și cumva încerc să-i ajut pe ei, să le spun că, uite, că asta nu este un profil adevărat. Asta este cel puțin ceea ce pot să fac eu. Eu am încercat să copiez la profilul ăsta dubioși, să-l trimit prietenilor mei și să le spun că, uite, că asta este un troll, da? Nu acceptați-l prieten. Mi se pare că este o temă actuală, pentru că după statisticile pe care mi le-ați arătat dumneavoastră în Republica Moldova sunt foarte multe profiluri false și este foarte bine să știm cu cine adăugăm un prieten și cu cine vorbim, cu cine comunicăm în viața de zi cu zi. Au fost câteva persoane pe care eu am considerat că nu ar fi bine să le adaug la mine în prieteni și au fost următoarele criterii. După am văzut că are puține poze pe profil și se cunoaște că sunt poze luate de undeva, spre exemplu, de pe Google sau de pe alte profile, se cunoaște foarte bine după calitatea pozelor. Și, de asemenea, după câți prieteni are în lista sa de prieteni. Și după criteriul că trebuie să-l adaugi în prieten ca să vezi ce postează, ce distribuie pe contul său. Am aflat cine sunt trolii din internet, anume din internet, care e specificul lor, de ce, care e scopul lor și cum a fost creați, din ce motive. Am aflat că mulți troli, chiar mă mari, foarte mulți, sunt... am un scop politic. Am avut unele dubii referitor la o persoană și mă gândeam, nu știu, poate e pur și simplu, nu știu, nu-i conștient de ce postează. Și mă gândeam la asta, că e o rudă, m-am îndepărtat. Și acum o să atrag atenție la asta, ușor cumva o să vorbesc cu ea, o să-i spun să fie mai atent ce postează, sau pur și simplu șterg din lista de prieteni, că nu mi-e plăcut să văd așa ceva în feed-ul meu. Eu de obicei nu adaug acest prieten, adică analizez profilul mai întâi, văd dacă am unele tangențe cu persoana asta, dacă am mai cunoscut-o undeva, dacă am unii prieteni comuni și, în general, unele date, de exemplu, când a fost creat sau câți prieteni are, în general. Asta pentru mine e un factor pentru a primi sau nu prieteni. În lista mea de prieteni nu prea am troll, fiindcă primesc destul de des cereri de prietenii de la persoane cu nume chiar din alte țări și pur și simplu ignor aceste cereri.